Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Tableta este UTOC i700, vine cu procesor Intel. Jocul este Angry Birds Seasons, care a primit un update. Se numește South America, cu ham scris la început, adică șuncă, primind 24 de nivele noi, plus câteva nivele bonus. Subiectul este, după cum spune și numele, America de Sud. Suntem în ton cu Cupa Mondială, până și Angry Birds ne oferă un nivel de acest gen. Hai să dăm mai încet sunetul și să savorăm gameplay-ul. Nu s-a schimbat mare lucru la gameplay, s-a schimbat în schimb fundalul. Vedem o grămadă de piramide, de asteci, de banane, jungla amazoniană și tot ce mai are legătură cu America Latină. Mi se pare amuzant numele, South America, ham, adică șuncă. Tocmai am rupt un pod, sunt foarte multe poduri acolo și multe cascade. Mai avem o pasăre galbenă care se numește Chuck. Și iată, am omorât și ultimul porc, am aruncat și ceva dinamită în aer. Jocul s-a lansat la începutul lunii iulie, mai degrabă spus update-ul. V-am spus că avem 24 de nivele, plus dacă mai găsim acele ouă din aur, primim și mai multe. Trecem mai departe, hai să mai vedem un nivel. Iată, aici vedem porci cu pălării speciale. Am văzut că sunt și acele căciuli din Peru. Am înțeles că peruanii au niște căciuli speciale colorate. Iată și bomba neagră. Văd că avem și tot felul de statui și totemuri, incașe, astece și maiașe. Jocul nu este greu, îl terminați cam în 30-40 de minute, mai ales dacă sunteți familiarizați cu gameplay-ul Angry Birds. Și cine nu e în ziua de azi? Iată, vedem aici o secțiune cu mină și cu diamante. Și îl avem la dispoziție pe Red, apoi pe Chuck. Și hai să mai dăm o dată la cele pietre. Foarte multe pietre în aceste nivele, pentru că America de Sud are multe zone muntoase. Și a fost atins și subiectul minerit, pentru că mulți se ocupă cu acest lucru în acea zonă. Multe diamante, multe piramide și multe relicve din aur. Multe artefacte pe care le veți vedea în nivele, le veți putea lua pentru a obține mai multe puncte. Veți face pietrele să se rostogolească, podurile să cadă. Iată, avem și reclame pentru că jocul este gratuit. Din nou o structură din piatră aici. Îl folosim pe bomb pentru a arunca structura în aer. Și din nou încă un bomb. Mare atenție că avem și un porc care stă atârnat de un fel de avion. Și ne-a rămas doar pasărea cea mare, care face și un damage foarte mare pe măsură. Vedeți aici un porc cu acea pălărie despre care vorbeam. Nu este un sombrero, este o pălărie specială din Argentina, dacă nu mă înșel. Hai să vă fac și un spoiler. Cam așa arată ultimul nivel, nivelul 24. Nu este vreo bătălie cu vreun boss, deși avem aici un porc cam mare și cam supărat. Aici cheia este să lovim acei bănuți, asteci sau incași. Scopul este să facem să se miște această capcană, ca să zic astfel, și să lovească acel turn de porci. Fiecare lovitură pe care o dăm acestui buldorze, să zic așa, îl va face să se apropie mai mult de piramidă și să lovească porcii. Hai să mai încercăm o dată. Este un nivel destul de greu, mai ales că este și ultimul. Iată, am lovit acest buldozer. Este un fel de, dacă știți, acea bilă care se dărâmă casele. Este ceva de genul, doar că aici avem bănuți, asteci sau incași, care reprezintă greutăți ce vor lovi piramida de porci. Trebuie să ghicim exact punctul în care își ia avântul cel mai mare această serie de bănuți și să lovim la fix. În fine, nu am nimerit, hai să jucăm alt nivel și să vă arăt și power-up-urile. Iată, apăsăm aici și avem această pasăre cu mov. Trebuie să recunosc că nu prea mai sunt la curent cu power-up-urile, n-am mai jucat de mult un Angry Birds. De când s-a diversificat, am început să joc mai degrabă Angry Birds Epic sau Angry Birds Go și nu pe cel clasic, pentru că a devenit puțin plictisitor. Încă un power-up, acesta, care face o pasăre să fie teleghidată și are un fel de radar în jurul său. Un fel de rază de acțiune. A rămas și Mighty Eagle la posturi. Și avem și acea pasăre roz, care prin intermediul unor bule ridică în aer elementele din jurul său. Ne-a rămas și un bomb de final. Țin minte acest nivel, este unul foarte greu. Ideea aici a fost să facem
să explodeze acele piramide sau structuri din piatră pentru a scoate porcii la iveală. Iată și un fan al fotbalului cu acele tuburi de bere pe șapcă. Nu s-a schimbat foarte mult gameplay-ul Angry Birds, este același gameplay, s-a schimbat doar fundalul, suntem în America de Sud, o grămadă de referințe la fotbal și tot felul de alte hobby-uri sau tradiții ale popoarelor sud-americane. Am făcut să cadă o piatră rotundă care a dat peste porci și acum vom face același lucru cu cealaltă piatră, asta dacă și nimerim. Probabil cea mai enervantă pasăre, în viziunea mea, este cea care se învârte ca un bumerang, din nou o piatră care face prăpăd și cred că este cam gata nivelul. Am luat și niște artefacte în aur. Angry Birds Seasons South America este amuzant, dar nu schimbă foarte mult gameplay-ul. Îl terminați în 30-40 de minute, îi dăm un 8.50 din 10 la mobilissimo.ro și urmează foarte curând review-ul lui UTOC i700.